Dragi prieteni, episodul nostru de astăzi va vorbi despre unul dintre cei mai controversați români din întreaga noastră istorie. În timpul primului război mondial, rolul acestuia a fost unul ingrat. Unii l-au considerat trădător, gata să cadă la pace cu Germania inamică. Alți istorici, printre care Nicolae Iorga sau Constantin Cejurescu, spun că acesta mai curând s-ar fi sacrificat pentru țară. Drept care vă propun să vorbim despre fostul lider conservator Alexandru Marghiloman. Alexandru Marghiloman s-a născut în ianuarie 1854 în familia unui moșier, care fusese printre altele și primar al Buzăului, înainte de Revoluția de la 1848. Despre mama lui Alexandru Marghiloman, fiică de boieri, se spune că era o femeie foarte frumoasă. Despre tatăl său circulau mai multe legende, inclusiv faptul că își sporise averea, precum tatăl eroinei Scarlett O'Hara din romanul Pe aripile vântului, adică trișând la cărți. Alexandru Marghiloman a terminat liceul Sfântul Sava din București, iar apoi dreptul la Paris. Întors în țară, se apropie ca și tatăl său de Partidul Conservator. Iar la 30 de ani, în anul 1884, intră în Parlamentul României, unde va deveni unul dintre cei mai renumiți oratori. În anul 1888, Marghiloman devine pentru prima dată ministru, într-un guvern conservator condus de Teodor Rossetti. În afara Parlamentului, Alexandru Marghiloman s-a evidențiat ca un avocat de temut, sporindu-și astfel și faima și averea. Când primul război mondial a început în Europa, Marghiloman s-a numărat printre acei politicieni conservatori care credeau că cea mai bună alegere pentru țară în politica externă ar fi alianța cu Germania și puterile centrale. În urma Revoluției Bolșevice din Rusia, la începutul anului 1918, România era un stat total izolat față de aliații săi din Antantă. În aceste condiții, liberalul Ionel Brătianu și-a depus demisia, în ianuarie 1918. A urmat timp de o lună un guvern condus de Alexandru Averescu. Dar cum puterile centrale ne presau pentru încheierea unui tratat de pace, regele Ferdinand a încercat să găsească un om aflat în relații mai bune cu Germania și l-a ales pe germanofilul de 64 de ani, Alexandru Marghiloman. Și astfel începea perioada cea mai dramatică din viața lui Alexandru Marghiloman. La începutul lui martie 1918, devenea prim-ministru. Sarcina sa era aceea de a negocia un tratat de pace cu puterile centrale, care să nu fie dezastruos pentru noi. Din păcate pentru Marghiloman, el n-a reușit. Tratatul de pace era de-a dreptul înrobitor. România ceda Dobrogea Bulgariei, Austro-Ungaria ne lua circa 5.500 de kilometri pătrați pe linia Carpaților, iar Germania urmea să ne exploateze petrolul, agricultura și pădurile pentru următorii 90 de ani. Din fericire, regele României nu a ratificat niciodată acest tratat. În plus, Alexandru Marghiloman nici nu conducea propriu-zis bucata de țară ocupată de inamic, pentru că feldmareșalul german Mackensen se comporta la București ca un veritabil guvernator. Pe de o parte, este clar că Alexandru Marghiloman a fost politicianul prin intermediul căruia Germania ne-a supus unui adevărat șantaj în anul 1918. Pe de altă parte, Marghiloman a făcut tot ce a depins de el pentru a trage de timp în relația cu Germania. Istoricul român Nicolae Peneș spune că Marghiloman păstra în secret legătura cu regele Ferdinand și cu Ionel Brătianu, aflați în refugiu la Iași. Rezultatul final al războiului ne-a fost favorabil nouă ca țară, dar el a însemnat și sfârșitul carierei politice a lui Alexandru Marghiloman. Compromis și atacat din toate părțile, Alexandru Marghiloman a murit în anul 1925. Paradoxal, el s-a stins din viață chiar de ziua noastră națională de atunci, 10 mai. Ambasada Franței în Bucureștiul de astăzi se află într-o fostă casă a familiei Marghiloman. Iar morala episodului nostru este că, la fel ca la șah, și în politică există pion de sacrificiu. Alexandru Marghiloman a fost un pion
care a mers singur spre sacrificare. Înainte de a-l condamna, e bine să-i cunoaștem povestea și să-l judecăm fără patimă. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.